ziua, îi mulțumesc domnului profesor Sandu Iacob că a acceptat invitația noastră. Domnule profesor, voi începe și pentru faptul că ați acceptat această invitație a noastră și vă mulțumesc încă o dată pentru că iubitorii de handbal din județul Vrancea, din Focșani, trebuie să știe că avem în față un antrenor cu performanțe deosebite, dar un jucător emblematic pentru handbalul românesc. Și de aceea am insistat foarte mult să stăm de vorbă, pentru că pentru prima dată în județul nostru avem un handbalist care a participat la campionatele mondiale și vom parcurge exact cariera dumneavoastră de jucător și de antrenor. Voi începe prin a vă felicita pentru cariera dumneavoastră de jucător, dar și pentru ceea ce ați realizat până acum ca antrenor. Trebuie să spunem celor care ne urmăresc și celor care vor citi cotidianul Monitorul de Vrancea faptul că Sandu Iacob a cucerit de 4 ori titluri de campion al României, a jucat în Elveția și în Germania și spun în Germania probabil că cel mai important campionat din lume, o să ne spuneți dumneavoastră dacă așa este, și nu e puțin lucru pentru că Sandu Iacob a participat și la campionatul mondial din 2009 din Croația, fiind capitan de echipă. Asta e un fel de un preambul al interviului nostru și am ținut foarte mult să spun lucrurile astea pentru că nu e simplu să faci sport de performanță, mai ales într-o handbal care știm cu toții care vin sportul și handbalul în special, faptul că România a câștigat de-a lungul timpului 4 titluri de campionat mondial, a dat de-a lungul timpului mari jucători, Cristi Gațu, Oțelea, Birtalan, Vasile Stângă și încheind, probabil, cu generația următoare, dar faceți parte din această istorie importantă și frumoasă a handbalului din România. Vă felicit pentru ceea ce ați realizat ca jucător și pentru ceea ce faceți aici la Focșani. De ce, înainte de a intra în ceea ce ați realizat ca antrenor, de ce ați ales Focșani să veniți aici? Pentru că e o provocare, nu e o echipă extraordinară, care eu știu în următorii ani ar putea câștiga titlul de campion. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și salut pe ascultători. O iau cu ceea ce ați prezentat la început. Nu prea îmi face plăcere să povestesc foarte mult despre ceea ce am realizat ca jucător, pentru că în sport contează prezentul și viitorul mai mult. Doar la nivel de statistică sunt anumite lucruri rămase, cum sunt titlurile și cupele câștigate ca jucător. Ce îmi place și ce mă mândresc e faptul că cariera de jucător m-a inclus în top 20 la număr de participări la echipa națională și la fel top 20 la număr de goluri marcate de-a lungul timpului. Într-adevăr, nu se pot compara perioadele handbalului românesc, pentru că perioada în care am jucat a fost, să spunem, una din cele mai slabe, sau știu, la nivel mediocru, la nivel de performanțe, pentru că dacă e să mă compar cu oamenii care fac, foștii sportivi care fac parte din top 20 și la număr de selecții și la număr de goluri marcate, sunt oameni care au avut cu adevărat performanță. Dar pentru perioada în care am jucat eu, am fost, să spunem, poate printre cei mai reprezentativi. Și cu lucrul acesta mă mândresc. Apoi, cariera de jucător, clar, a fost marcată cu niște borne, să spunem, perioada petrecută în Elveția și în Germania. Cea din Elveția a fost într-un fel de a mă dezvolta din punct de vedere profesional și uman, pentru că am fost într-o altă cultură și sportivă și din punct de vedere social. Și n-am fost la un nivel foarte bun, dar tocmai asta am vrut să cunosc și alt mod de lucru. Apoi, după Elveția, m-am întors la Constanța, unde am reușit să-mi refac, să spunem, numele din punct de vedere al performanței. Și în marea anului petrecut la Constanța, am avut ocazia să primesc o ofertă din cel mai puternic campionat din lume, din punctul de vedere al unor specialiști. Da? Între timp, poate lucrurile s-au mai schimbat, pentru că și Spania a fost într-o perioadă foarte, foarte bună, dar perioada petrecută în Germania a fost într-un moment în care se ajungea foarte greu, ca jucător român mai ales. La fel am fost la o echipă de nivel mediu, să spun, dar pentru mine a fost, ca și participarea la campionatul mondial, a fost o încununare a carierei pe care am avut-o până la momentul respectiv.
Cam astea sunt lucrurile importante din cariera mea de jucător. Spuneați de goluri top 20, mi-am notat aici, e vorba de 776 de goluri în 199 de partide jucate pentru România. Au fost trecute și prezențele și golurile făcute la, sau realizate la nivel de echipe de tineri și junior, pentru că așa au fost vremurile, dar la nivel de seniori am avut 574 cu 154 de prezențe. Dar nu e decât statistică, probabil că atunci când voi fi mai bătrân decât acum, mă voi bucura de anumite lucruri. Acum să trecem la cariera de antrenor, să spun, sau de ce am ales Focșaniu, da, pentru că a fost înainte de toate un loc de muncă care mi s-a propus. Da, pentru că spun mereu că în handbal sunt 14 locuri de muncă la care sunt foarte mulți aplicanți, pentru că sunt mulți antrenori în România și mulți care cunosc fenomenul. Și automat m-am bucurat înainte de toate de faptul că am avut posibilitatea să muncesc pe meseria pe care am ales să o fac și să o fac într-un mediu foarte plăcut. Și asta a fost înainte de toate motivul pentru care am ales de Focșani, pentru că nu poți să ai prea multe pretenții în contextul în care sunt puține locuri de muncă. Așa este. Spuneați, revenind la cariera de jucător, am parcurs echipa cu care ați fost în perioada aceea, cu Stavrositu, Aihan Omer era antrenor, nu? Da. Și regretatul Marian Cosma. Puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre Marian Cosma, care v-a fost coleg, nu? De echipa națională. Din păcate el a avut e frumos să păstrăm memoria via unor foști colegi de-ai noștri, sau, din păcate, dar despre Marian ce pot să zic? Ați pomenit și de Stavrositu, erau oameni cu care făcea echipă și în afara terenului și în teren, pentru că sunt amintiri pe care le aveam împreună, sunt meciuri pe care le-am câștigat împreună, pe care le-am pierdut împreună și plus alte momente pe care le-am petrecut în afara terenului. Și sunt lucruri care nu pot fi, adică experiențele pe care le-am trăit au rămas doar în sufletele noastre și le păstrăm cu noi. Mai departe, nu știu dacă e potrivit să povestim despre ele prea mult, pentru că nu fac parte din prezentul și viitorul nostru, cum spuneam mai devreme. A jucat și la Săvinești, o echipă care a surprins în acel moment parcursul pe care l-a avut și în campionat, dar și în Liga Campionilor. A fost o perioadă la fel foarte bună pentru mine din punct de vedere profesional și lucrul acesta s-a datorat înainte de toate investițiilor care au fost făcute, pentru că la vremea respectivă Petru Paleu, cel care era finanțator principal al echipei, și-a dorit să aibă o echipă formată din români cu cel mai bun antrenor la acel moment și a reușit să dea impulsul de care avea nevoie comunitatea, sau pentru comunitate și pentru dânsul înainte de toate, să performă. Da? Și am reușit la nivel de echipă de club să ne calificăm în grupele Ligii Campionilor, cum era la vremea respectivă. Am reușit să facem rezultate bune și în același timp să avem sală plină de fiecare dată la fiecare meci jucat, indiferent că jucam în campionat sau în Liga Campionilor. Ca la orice sport spuneați de investiții și toată lumea vorbește de investiții. Probabil că în București se va face și așa acea sală de care avem nevoie până la urmă pentru toate sporturile care se joacă în indoor, să spunem așa. Când credeți că, sau ce trebuie făcut, pentru că handbalul românesc nu a mai reușit de foarte mult timp să surprindă plăcut, vorbesc la masculin, și ca și club și la echipa națională, lumea. Trebuie investiții, asta e clar, nu? Și cât mai multe cluburi de copii juniori să... E o discuție amplă la care nu pot să fiu eu sfătuitor, dar experiența acumulată în Germania și în Elveția spune că e nevoie de o piramidă întotdeauna. Și această piramidă se pornește de la copii. Și în momentul în care vor fi foarte multe cluburi, foarte multe asociații care să aibă în grijă copiii, automat de acolo vor porni sau vor fi viitoare performe. Acum că același număr de săli poate erau și acum 20 de ani, și acum 40 de ani, adică nu s-au schimbat foarte mult la nivel de infrastructură. Lucrul acesta se poate face, dar e nevoie de timp, pentru că sălile nu se fac de pe zi pe alta, e nevoie de viziune care iarăși aparține unor conducători. Dacă sunt conducători potriviți, au acea viziune, dacă nu, e clar, ne vom încerca să ne chinuim, practic,
Noi, ca și antrenori, avem nevoie de baze de selecție și baza de selecție pornește la nivel de copii. Nu e nimic, nu e niciun fel de filozofie. E pur și simplu o situație reală și na, acum că sunt noi criterii impuse de Federația Română de Handbal care spune că ai nevoie de jucători tineri, e foarte greu de găsit acei jucători tineri, pentru că sunt puțin practicanți. Și pentru a fi mulți practicanți, nevoie de viziune, cum spuneam mai devreme. Da, îl văzusem și la Final Four-ul care s-a desfășurat la Focșani și pe Alexandru Dedu, care juca la FC Barcelona, una dintre echipele iubite din punct de vedere fotbalistic. Și pot să povestesc, în urmă cu ceva mulți ani, am fost împreună cu niște colegi ai mei la un turneu la Barcelona și am vizitat stadionul și acum regret, pentru că n-am fost cu putință, pentru că nu puteam decide eu în acel moment. Echipa Barcelona era câștigătoare cu campionilor europeni și era la un meci de campionat. Și nu știu, așa a fost să fie în momentul acela, când a fost cineva din grup care a zis, domnule, că e prea scump bilet, era undeva la 10-15 euro, oricum să putea intra. Dar vreau să spun că au fost și sunt jucători care au realizat lucruri importante pentru sport. Să joci la asemenea cluburi este extraordinar. Spuneați de Germania și Elveția. Ce au ei în plus față de noi? Pentru că probabil că talentul nativ l-au puține nații, așa cum l-avem noi românii în sport. Au strategie constanță în ceea ce au ales să facă și nu prea se abadă la drumul pe care au pornit. Dar sunt consecvenți în munca pe care o depun. Adaugă de fiecare dată când consideră că e ceva de adăugat, dar au o bază de la care au pornit, dar au o viziune pe care urmează de atâția ani. Sunt perioade în care nu sunt la un nivel foarte ridicat, dar numărul de practicanți este constant sau în creștere, pentru că despre asta vorbim. Ca să avem de unde alege la nivel de seniori, avem nevoie de foarte mulți practicanți care și de acolo sita cerne sau știu eu, valoarea iese la suprafață și e mai simplu. Și competiția, campionatul, spuneați, Germania, Spania, da. Sunt foarte, contează foarte mult și competiția și meciurile pe care le-ai săptămâna. Categoric, e vorba de puterea financiară a țărilor respective înainte de toate, pentru că nu putem să comparăm nivelul economic al României cu al Germaniei, pentru că noi doar visăm, sau știu, doar ne gândim cum ar fi să, dar lucrul acesta e de foarte mulți ani și aici putem intra în alte discuții care n-au legătură cu fenomenul sportiv. Noi, la nivel de investiții, se investește, să spun, la nivel de seniori. Sunt multe echipe care au bugete foarte bune, dar ideea e că sunt puține cluburi care au grupe foarte multe de copii și juniori. Da? Pentru că, practic, bugetele sunt făcute pe baza performanțelor echipe de seniori, dar foarte puțin se axează și pe grupele de copii. Și, da. Sunt multe de alte discuții, dar nu e treaba mea să dau soluții, da. Sau nu-i treaba mea să mă ocup de asta, pentru că rolul, funcția pe care o am e alta. Bun. Revenim la Focșani. Final Four, organizat aici la Focșani în premieră, calificare în premieră în primele 4 cupa României și iarăși în premieră, odată cu venirea dumneavoastră, calificare în play-off-ul campionatului național, chiar câteva etape înainte. Iubitorii de handbal, probabil că mulți dintre ei au stat de vorbă cu dumneavoastră, sau nu au stat, își doresc să afle de la dumneavoastră și de la conducerea clubului, eu știu, care ar fi obiectivul pentru acest sezon, calificare în play-off, sau acesta a fost, eu știu, obiectivul principal și dacă aveți, eu știu, altfel de așteptări. Și bineînțeles, o întrebare personală, dacă dumneavoastră probabil că credeți în această o calificare posibilă în următorii ani într-o cupă europeană, ar fi într-adevăr poate ceva ieși din comun la care nimeni nu visa în momentul înființării echipei CSM 2007 Focșani. Da. Istoricul echipei arată că de la an la an, cel puțin perioada de când Viorel Ciobotaru a venit la conducerea echipei sub forma de antrenor sau conducător la acest moment, a evoluat. Da? Și pașii au fost câte unul, n-au sărit niște etape și totul se datorează faptului că investițiile au fost constante și baza piramidei nevoilor fiecare dintre noi a fost acoperită, pentru că din punct de vedere al finanțării, noi care suntem parte din fenomenul în acest moment și lucrurile pe care le știm de-a lungul timpului, că plățile au fost făcute cât se poate de corect și lucrul acesta îți oferă mediul
potrivit înainte de toate pentru a-ți face meseria. Și toți sportivii, toți oamenii de staff care au făcut parte din grupul de la Focșani au simțit lucrul acesta și au putut să performeze. Dar de la an la an lucrurile au evoluat pentru că au fost niște jucători care au evoluat într-o perioadă mai grea, să spun, în care au încercat să promoveze și să rămână în ligă. Lucrurile s-au schimbat pe parcurs, au venit alți jucători cu o altă posibilitate de exprimare și anul acesta se putem spune că au fost obținute rezultatele firești datorită muncii și datorită investițiilor în timp cele mai bune de la înființarea echipei. Lucru cu care ne mândrim și ne vom mândri poate de-a lungul timp, peste ani, da? Pentru că va rămâne la nivel de statistică și vom fi bucuroși că am făcut parte din proiectul CSM Focșani 2007 în anul 2019. Pas cu pas ne putem gândi sau e un obiectiv pe care împreună cu conducerea l-ați putea realiza, să spunem? Știți cum calificarea în cupele europene? E destul de... pentru că e nevoie de altceva, da? Altceva mă refer la nivel de investiții, la nivel de jucători, la nivel de poate alte lucruri care țin de fenomen sportiv pentru a te gândi la cupele europene. Clar, suntem la momentul în care ne-am calificat în play-off, am putea spune că suntem mulțumiți cu ce am realizat, dar în același timp, cum spunea unul dintre colegii cu care un sportiv de-al nostru, e o șansă pe care o avem și vrem să profităm. Acum depinde și de valoarea adversară pe care o întâlnim și de forma noastră. Sunt mai multe lucruri care pot influența un rezultat, dar noi cu siguranță vrem să profităm de orice șansă pe care o vom avea pentru a ne depăși acest loc 8 pe care l-am ocupat la finalul sezonului. Ne știm adversarii, știți cumva? La nivel de teorie, da, pentru că lucrurile se pot schimba, posibil să jucăm cu Dinamo sau CSM, să fie în grupa noastră Potaisa Turda și Steaua București. Și dacă rezultatele sunt cele normale. Deci și Dinamo și Steaua și Potaisa? Suntem condiționați. Dacă Timișoara reușește să bată pe CSM București în ultima etapă, iar Dinamo câștigă la Baia Mare, automat în grupa 2-4-6-8 va veni Dinamo. Dacă nu, automat va veni CSM București. Dar Turda și Steaua, 80% va fi în meciul din nou foarte frumoase la categoric. Pentru asta am luptat întregul sezon pentru a face punctele, pentru a fi în play-off. E o ocazie pentru fiecare dintre noi de a ne vinde produsul, pentru că așa îmi place să spun și așa și este, pentru că ca sportiv, ca antrenor, ca și club, ai nevoie de permanență de rezultate care să-ți ofere, să spunem, buget pentru anul următor, să-ți ofere contract ca sportiv sau antrenor pentru anul viitor și toate mai multe lucruri să leagă. Și e nevoie să performăm. Dacă suntem vizibili prin rezultate, automat ofertele vor veni. Dacă eram sub linie, probabil că era nevoie de alți oameni care să facă anumite lucruri ca să obțină rezultatele pe care le-am obținut noi în acest sezon. Ca sistem de calificare sau să joacă două grupe, nu? Da, 4 și 4. Grupa pară, grupa impară. Și la câștigătoarele joacă la final exact. Național? Da. Locul 1 cu locul 1 exact, finală, locul 2 cu finală mică. Da, da. Și cele 4 se păstrează mai departe. Nu, cupele europene sunt doar pentru primele 3 clasate. Primele 3. Da, pentru că sunt puține echipe, posibil ca în funcție de câștigătoare, după că Timișoara are și ea șansă de a câștiga campionatul, automat fiecare echipă are șansă. Și se joacă tur-retur, normal. Da, da, sunt 6 meciuri. Deci mai vedem 3 meciuri la Focșani, da, cel puțin la Focșani cu adversari. Da, pentru altă miză și apoi dacă putem juca pentru 7-8, 5-6 și tot așa, 3-4 sau finala campionatului. Totul e posibil la nivel de teorie. Noi pentru obiectivul intermediar, să spunem, obiectivul principal al sezonului, am reușit să câștigăm meciurile cu adversarii care au fost sub noi, da, înaintea sezonului. Sau știu eu, teoretic erau de bătut. Am câștigat la Bacău, am câștigat la Făgăraș, am câștigat la Buzău, locuri unde adversarii noștri direcți, spre exemplu, Baia Mare, n-au reușit să câștige nici la Făgăraș, n-au câștigat nici la Bacău și lucrul acesta ne-a ajutat în a ne îndeplini obiectivul. O să vă rog să ne vorbiți puțin și despre lotul de jucători și să caracterizați în câteva cuvinte, dacă se poate, eu știu, colegii, cum spuneți dumneavoastră, pentru că împreună lucrați, lotul de jucători și să caracterizați puțin, eu știu, să ne spuneți câteva cuvinte despre fiecare. Da, pentru că aș putea face treaba asta, dar încă nu s-a terminat sezonul și
prefer să ne terminăm serviciul, să ne terminăm treaba și după aceea putem discuta, poate, cu toate că nu ar ajuta pe nimeni. Noi ca și grup am reușit să performăm și ca și grup ne bucurăm de rezultate, pentru că am avut un lot complet și un lot care a putut să, da, sau din care am obținut maxim și au fost jucători care în anumite etape au fost la o formă sportivă sau la vremea respectivă au reușit să facă un meci foarte bun. În altă etapă au fost alții care au reușit să ne ajute să câștigăm niște meciuri și automat să îndeplinim obiectivul. De fiecare dată ne-am completat și asta a fost una dintre calitățile acestui grup. Nu vă ascund faptul că în momentul venirii dumneavoastră la Focșani și după aceea, mulți dintre oamenii de handbal, oamenii de sport din Focșani au spus, domne, fără a minimaliza valoarea altor oameni care au fost înainte, faptul că dumneavoastră ați venit cu ceva riguros din Germania, să spunem așa, în cadrul lotului este mult mai mare disciplina și un regulament de ordine interioară extraordinar, bine pus la punct. Nu știu cât de adevărat. Chiar vă spun, una dintre lucrurile a zis, domnule, dacă un jucător ia, eu știu, o eliminare doar așa că i s-a năzărit lui, poate fi amendat sau ceva de la... Da. Nu. Pentru mine e important ceea ce reușesc să fac atunci când am ocazia. Nu știu ce a fost, adică știu ce a fost înainte, nu știu dacă a fost cea mai bună sau cea mai rău. Important sunt lucrurile în care credem noi atunci când avem ocazia să le facem. Și sunt la finalul celui de-al patrulea an ca antrenor și de la bun început am avut, să spunem, un stil, dar stilul de a antrena s-a schimbat pe parcurs, urmarea experiențelor pe care le-am avut cu sportivii pe care i-am antrenat la momentul respectiv. Și de la an la an sau de la zi la zi s-a mai adăugat sau s-a mai tăiat câte ceva din regulile de conviețuire. Pentru că, înainte de toate, e bine să, ca și în societate, să respectăm niște reguli care ne sunt trasate de către cei care se ocupă de acest lucru. Noi, la nivel de sport, am încercat la fel să avem un regulament care să ne ajute să funcționăm fără să deranjăm participanții la activitate. Și știm întotdeauna că banul educă, da? Și a fost simplu de implementat, pentru că în momentul în care am greșit, atât eu cât și cei cu care venim la serviciu am plătit și știm că ne asumăm niște greșeli pe care le facem, plătim ceea ce e de plătit și după aceea, data viitoare, încercăm să ne controlăm pentru a nu mai greși. Suporterii din Focșani, câteva cuvinte despre ei? Suporterii au fost constant alături de noi și lucrul acesta s-a văzut prin prezență înainte de toate, după aceea prin presiunea pe care au pus-o asupra adversarilor și asupra arbitrilor la meciurile de acasă, prin mesajele și prin încurajările pe care le-am primit atunci când nu jucam acasă sau pregătirea de meciurilor din deplasare. E o mică comunitate formată în jurul echipei. Mă bucură să văd că sunt oameni implicați, sunt oameni care vor să vadă cu ceea ce ne ocupăm în timpul antrenamentului sau ce facem după. Am avut ocazia să interacționăm cu ei de câteva ori și sunt lucruri care te motivează și lucrul acesta poate fi categoric îmbunătățit pe viitor, dar cred că se va întâmpla acest lucru datorită faptului că rezultatele obținute în acest sezon clar vor transmite o altă emulație în jurul echipei de handbal. Colaborarea cu domnul director Ciubotaru? E clar, rezultatele obținute se datorează și colaborării foarte bune pe care am avut-o cu președintele clubului și dânsul a făcut tot ceea ce a depins de el pentru ca noi să ne facem treaba cât se poate de bine. Am reușit să facem acest lucru. Mai departe rămâne să analizăm și să luăm cele mai bune decizii pentru sezonul viitor, pentru că ne dorim cu siguranță să păstrăm cel puțin același nivel. Contractul dumneavoastră cu CSM Domnișoara este pentru la anul, este până anul viitor. Mai departe lucrurile se pot schimba sau se pot păstra în funcție de ceea ce se întâmplă la nivel de conducere administrativă. V-am întrebat, pentru că încă pe site-ul Federației Române de Handbal sunteți în continuare trecut ca antrenor al echipei naționale de tineret. A fost contract pe termen limitat și contractul mi-a expirat. Mai departe rămânea doar ca ei să fac modificările
respective. Pentru generația pe care am antrenat-o împreună cu Bogdan Voica, a terminat competițiile și automat pentru generația următoare vor fi alți antrenori. La lotul B, la fel, deja este un alt antrenor, probabil că nu a fost actualizată informațiile. Da, da, de asta vă întrebam, că în continuare erați trecut, am înțeles acum exact ceea ce s-a întâmplat. Da, da, de ce sunt în continuare? Ne gândim și la lucrurile acestea, pentru că din Focșani, cel mai cunoscut dintre sportivi, este Costică Neagu, un jucător care a reprezentat România la nivel de național. Nu știu dacă v-ați cunoscut personal. E unul din jucătorii pe care am apreciat și datorită căruia m-am apucat de handball, pentru că era în echipa Craiovei la momentul respectiv și am văzut un meci cu el în formație, cu Tudor Răduț, Robert Licu și Sorin Toaxă, cei mai reprezentativi ai echipei Craiovei, și am zis că dacă la ei se poate întâmpla să fie o sală arhiplină cu așa spectacol, am zis că a fost un vis la momentul respectiv și șansa a făcut ca să mă țin de handball și să trăiesc în momente ca și ei la momentul respectiv. Frumos spus, el, chiar am citit un articol zile trecute despre el, băiatul lui handball și e unul dintre cei mai importanti, cei mai... Da, ei are perspective bune. Da, da, da. Știu că aveți doi copii, o fată și un băiat. Da, da. Joacă handball vreunul dintre Băiatul încearcă, e micuț. La Bacău. Da, da, da. Iarăși m-am citit despre cariera dumneavoastră, în momentul în care v-ați lăsat, aveați o școală privată, nu? La Bacău. O am în continuare, da, da, da. Da. La Bacău. Îmi place să zic, e mereu colacul de salvare în situația în care nu voi mai avea loc de muncă la nivel de Liga Națională. Automat am unde să trag și pot să-mi continui activitatea și să-mi păstrez antrenamentul, să zic, ca antrenor. Cum stă Bacălu? Pentru că sunteți un om care sunteți doar 100 de kilometri de Focșani. Cum stă Bacălu la nivelul handball-ului? Pentru că, cel puțin la nivel de fete, Știința Bacău era renumită prin câștigare de trofee internaționale de-a lungul timpului. Iarăși vorbim de istoria handball-ului și... Știți de ce insist cumva despre istorie? Pentru că noi românii chiar îl ascultam și aseară pe Gheorghe Hagi și mari jucători din fotbal și poate și din handball, dar mult mai mediatizat e fotbalul. Faptul că trecem prea ușor peste anumite lucruri, peste munca unora dintre jucători, așa cum și dumneavoastră ați fost, nu e puțin lucru să ajungi și să joci pentru Naționala României, mai mult decât atât, să fii și capitanul echipei naționale a României și nu oriunde până la urmă, ci și la campionate mondiale. Pentru că la campionat mondial, din punctul meu de vedere, spuneați că suntem foarte mult, adică suntem superficiali. Și de aceea insist, pentru că sunt sportivi din ce în ce mai rar de asemenea valoare și de aceea am spus că e istorie. Dar e bine să ne întoarcem în timp, pentru că în luna iunie, de exemplu, făcând o paranteză acum, sunt șanse mari ca Steaua 1986 să vină la Focșani să joace în sala polivalent. Poate sunt mulți copii care se uită pe YouTube. Eu, de exemplu, am propus și o să vorbesc și cu domnul președinte Ciobotaru și cu domnul primar. Din punctul meu de vedere, și e mult mai ușor, pentru că dumneavoastră aveți relațiile pe care le aveți la București, să vorbim și cu președintele Federației Dedu, poate de ce nu să facem un meci ca lumea să cunoască mari jucători ai României, printre care și dumneavoastră faceți parte. Un meci demonstrativ cu Neagu, cu Sandu Iacob, cu Robert Licu, cu Toaxen și așa mai departe. Eu știu că se pot găsi anumite fonduri pentru un meci spectacol, așa cum în anii trecuți a fost un meci spectacol aici cu Olchim Râmnicu Vâlcea, echipă din care făcea parte Vali Elisei, care este din Focșani. Înainte de toate, cred că ar fi bine să vedem dacă comunitatea își dorește acest lucru. Dar pentru noi care suntem un fenomen... Noi venim cu propunerea noastră. Da. Noi categoric, propunem și... Categoric. Dar, vedeți, oamenii sunt... Asta e percepția mea. Oamenii sunt focusați mult mai mult de nevoile principale pe care le au, și mai puțin de anumite lucruri care țin doar de statistică. Și de asta poate nici interesul nu e foarte mare în a-ți cunoaște foștii sportivi, pentru că au fost perioade foarte lungi în care au fost lăsați sau nu mai fost în centrul atenției și automat importanța lor pentru cei care practică acum sportul nu mai e aceeași. Și modelele, clar, pentru a avea modele ai nevoie de mediatizare
permanentă și lucrul acesta, din păcate, lipsește. La nivel de marketing, din punctul meu de vedere, România stă foarte prost și nu reușim să ne vindem produsul așa cum ar trebui. Avem exemplu echipei din București cu Cristina Neagru și e, din punctul meu de vedere, prea puțin mediatizat. Da, ai cel mai bun sportiv pentru handbalul feminin, l-ai la tine în țară. Sau la Simona Halep, numărul 1 mondial. Categorii, nu neapărat cu ceartă, dar e structura noastră, poate, ca români să blamăm niște rezultate, pentru că e foarte greu. Adică doar dacă faci, e greu să fii olimpiadist la matematică an de an, să spun, pentru că ai nevoie de investiții constante. Așa e și în sport, adică e foarte, foarte greu să fii constant, cel puțin la nivel de semifinale, cum a fost acum la Miami. Dar sunt lucruri care, teoretic, par foarte simple, dar când știi că sunt foarte multe, foarte mulți practicanți care nu ajung acolo, da? Și turneu după turneu ajunge cel puțin sfertul, semifinale, și să nu fii mulțumit pentru asta, mi se pare un lucru greu de acceptat. Da? Și de asta spun și cu foștii sportivi, da? Pentru că dacă au ieșit din centrul atenției, nu prea mai contează pentru ceilalți. Da? Important este să ne folosim de modelele actuale și să le promovăm pe acestea, pentru că copiii să se agațe de modelele prezente și să fie la fel mulți practicanți. La fel și cu permisiunea dumneavoastră, oricum am vorbit și cu domnul președinte Ciobotaru, în momentul în care timpul ne va permite și cu acceptul conducerii tehnice, adică cu dumneavoastră și cu colegii dumneavoastră, spuneați de mediatizare, o să propun ca, eu știu, o dată la lună sau săptămână, să stăm de vorbă și cu elevii dumneavoastră reprezentativi sau cu toți. Cu mare drept. Eu știu, să-i prezentăm în presa locală cel puțin și după aceea ce consider presa națională că e interesant, poate să preia cu mare drag. Când eram copil, țin minte că la poarta aceea, de asta vă spun că am rămas cu o imagine extraordinară, a fost un turneu, la fel un Final Four al Cupei României, era pe alt sistem, au venit Carpaș, Mărșa, Steaua București, Dinamo și încă o echipă, Buzău sau nu mai știu cine era. Ideea e că la Steaua jucau Vasile Stângă, Cezar Drăgăniță, Marcel Voinea era la HC Minaur Baia Mare, Dumitru Berbece, dar cu ce am rămas, că toată lumea era impresionată de lovitura și de săritura lui Vasile Stângă și l-a rugat cineva, Vasile, dă puțin în bară ca să vedem și noi câtă forță ai. Și a dat de la 7 metri în bară, deci s-a dat poarta puțin mai în spate și de aceea spun că un Vasile Stângă, un Sandu Iacob, jucători impresionanți, care au marcat istoria handbalului, trebuie și ei prezentați. Vasile Stângă, da, e impresionant. Sandu Iacob mai puțin, pentru că Vasile Stângă chiar a avut performanță la nivel de... Și în conjunctura unor echipe și unor loturi, altă perioadă. Dar comparația e puțin exagerată. E clar că handbalul românesc, atât la feminin cât și la masculin, a dat de-a lungul timpului echipe și jucători extraordinari. Și vă mai da, pentru că e un sport... care are priză la... Nu trebuie să ne fie teamă și frică să folosim ceea ce spuneați dumneavoastră, că sunt jucători extraordinari. Sunt jucători extraordinari. Simona Halep, jucătoare de tenis extraordinară. Ilie Năstase, la fel. Nadia Comăneci în gimnastică. Și lista poate continua. Vasile Stângă, eu știu, câștigător de Liga Campionilor, golgheter la campionate mondiale și așa mai departe. Eu știu, Marcel Voinea, numai faptul că a rămas prin acea lovitură și cu efect care e marca Marcel Voinea, pe care o folosesc toți sau toți. Cine e un tehnică îmbunătățită, acum sunt alții care fac sub altă formă, dar au pornit de acolo, într-adevăr. Domnule profesor, eu vă mulțumesc foarte mult încă o dată că ați acceptat invitația mea. Sper să nu fi deranjat cu insistențele mele. Vă mulțumesc încă o dată. Îi mulțumesc și domnului director că a acceptat acest lucru. Mi-am dorit foarte mult să realizez acest interviu cu dumneavoastră pentru că, fără a supăra pe nimeni, pentru că mă știu cu toți antrenorii din Focșani, din toate ramurile sportive, dar e important atunci când sunt rezultate ok la nivelul juniorilor sau de ce nu la seniori, așa cum sunteți dumneavoastră, și cu un CV impresionant, spun eu, pentru că nu e simplu să participi, dar minte să fii la campionatul mondial, capitanul unei echipe naționale, indiferent de numele ei. Vă felicit pentru cariera de jucător, vă felicit pentru începuturile dumneavoastră ale carierei de antrenor și m-am gândit și mi-am dorit foarte mult, pentru că mi-am dorit să vă strâng mâna
da. Unui om care a participat la campionatele mondiale. Nu e puțin lucru. Lumea care ne urmărește și care va citi cotidianul Monitorul de Franța trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Și v-am văzut la toate meciurile la care am putut fi prezent, eleganța cu care vă comportați la toate meciurile, indiferent dacă deciziile unora sau altora dintre arbitrii sau jucătorii echipelor adverse au un comportament neadecvat. Ținuta dumneavoastră arată respect și impune respect pentru toți suporterii care urmăresc cu atenție acest fenomen. Vă mulțumesc încă o dată. Dacă vreți să transmiteți un cuvânt, de final. Mulțumesc și eu pentru aprecieri, înainte de toate pentru susținerea pe care am simțit-o din partea celor care au venit la meciurile noastre din punct de vedere fizic. Mulțumim în același timp celor care au fost factori decizionali în a crea un mediu de lucru propice la Focșani și cred că răspunsul nostru a venit prin cele mai importante rezultate pe care le-am obținut în acest sezon. Nu e de colo să ai posibilitatea să ții un Final Four la Focșani, sau să te califici înainte de toate, nu e puțin lucru să fii între primele 8 în condițiile în care sunt echipe care au investit și au avut aceleași obiective ca și noi. Faptul că vom avea ocazia în această perioadă să avem din nou meciuri cu miză nu face decât să ne motiveze și să fie răspunsul nostru pentru toți cei care au crezut în noi la începutul sezonului. Mulțumim!